După finalizarea părții tehnico-financiare și după realizarea tuturor lucrărilor contractate de Compania Națională de Investiții, va putea fi făcută și recepția stadionului. Primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, avertizează pe Aurel Popescu să fie atent la lucrările demarate sub guvernarea Partidului Social Democrat, care nu au fost finalizate. Nu, în momentul acesta, cei de la CNI pregătesc documentația tehnică și astăzi în dimineață în operativ am discutat cu personalul de specialitate din cadrul primăriei municipiului Târgu Jiu. Caietul tehnic este înaintat la Cluj, la ACI, care trebuie să-l pregătească pentru a putea să se prezinte la Târgu Jiu. Recepția poate fi făcută și mâine, în condițiile în care se finalizează partea tehnico-financiară la CNI. Acolo nu se poate face recepție decât după ce se încheie toate lucrările contractate de către ACI, de către Compania Națională de Investiții cu societatea care realizează investiții. Domnul Aurel Popescu este într-o mică eroare. Aici vorbim de lucrările din spatele stadionului pe care noi ni le-am asumat că le realizăm, dar știți foarte bine că aceste lucrări cumva sunt legate și de ceea ce vom face în spate pe acel strand acoperit, pe acea piscină acoperită care o avem depusă la Compania Națională de Investiții și așa cum v-am arătat, și aici cred că ar putea să ne ajute domnul Aurel Popescu, Compania Națională de Investiții ne-a notificat în 2018 că lucrarea, adică realizarea acelui bazin didactic acoperit, este pe lista sinteză a Ministerului și a Companiei Naționale de Investiții. Deci acolo ne-ar putea ajuta domnul Aurel Popescu ca să primim finanțarea și pentru bazinul acoperit de pe, din acest complex sportiv. Dar nu avem niciun fel. Păi, presupun că încă mai sunt la guvernare, sau nu știu dacă domnul Aurel Popescu, poate doar domnul Weber e la guvernare, dar poate să facă demersuri prin parlamentar și prin reprezentanții PSD-ului, care și așa au cam dat kick cu toate lucrurile din Târgu Jiu și aici vreau doar să le enumer cea de pe centură. În momentul de față este contractată de către o companie a Ministerului Transportului și vedeți în ce stadiu se află. Stadionul trebuia finalizat de 2 ani de zile. Nu e problema mea că în 2016, atunci în 2017 când a venit primar, stadionul era finalizat doar parțial, pentru că nu s-a luat în calcul de la început și partea de exterior. Ulterior, prin demersurile făcute, am primit finanțarea și pentru stadion. Edilul Romanescu s-a abținut de la mai dau un termen de finalizare a stadionului.